Iosif Boda, moderată de Melania Medeleanu. România politică, duminică, la Realitatea TV. Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea noastră săptămâna de vreme. Alături de mine se află Eli Roman, editor The Money Channel. Bună seara, bună seara. Și doamna doctor în meteorologie Elena Cordoneanu, colega noastră. Vorbim astăzi despre cel mai fierbinte subiect al anului, nu încălzirea globală, ci criza economică și felul în care economia poate fi afectată de vreme. Să vedem însă pentru început care au fost situațiile extreme cu care ne-am confruntat sau ne-a confruntat vremea săptămâna aceasta. Un suflu de gheață a acoperit la începutul acestei săptămâni Statele Unite din sud până spre coasta de est. Este fenomenul pe care noi îl numim polei, americanii ploaie care îngheață. Cu deosebirea că deasupra continentului american acest fenomen are proporții incomparabil mai mari. Stratul de gheață a atins 8 cm în unele zone din Arkansas și Oklahoma și zeci de copaci au cedat sub greutatea povarei de gheață, rupând în cădere liniile electrice. 165.000 de locuințe s-au trezit aruncate în plin ev mediu, fiind nevoie să revină la lumina lumânării. Martorii povestesc că zgomotul făcut de căderea copacilor era într-atât de infernal încât nu putea fi asemuit decât cu descărcarea unor arme de foc. Starea de urgență a fost decretată și în Kentucky, unde peste 80.000 de case au rămas în beznă din cauza copacilor prăbușiți peste instalațiile electrice. Situația a fost similară și în Oklahoma, unde 25.000 de locuințe au fost afectate în același mod. Din păcate, meteorologii nu prevăd o ameliorare a stării vremii prea curând, iar stratul de zăpadă care se așteaptă să se depună în New Hampshire este de numai puțin de 40 de centimetri. Săptămâna aceasta, vremea din sud-vestul Europei a ucis 24 de oameni, a avariat grav traficul rutier, feroviar, maritim și aerian și sute de mii de locuințe au rămas în beznă. Iată bilanțul în urma furtunii Klaus, care a măturat sud-vestul continentului. O femeie a fost înghițită pur și simplu de valuri în timp ce se plimba pe plajă și alte trei persoane au murit strivite de un mal de pământ surpat din cauza precipitațiilor. Legăturile dintre multe insule din sudul Italiei au fost complet sistate din cauza acelorași capricii ale vremii, iar în Portugalia autoritățile au instaurat cod roșu pentru ziua de miercuri. Protecția civilă a intervenit în sute de rânduri pentru a salva oamenii blocați pe șosele din cauza intemperiilor și timp de două zile pompierii au încercat să stingă cele două focare izbucnite în estul Spaniei. În ciuda tuturor acestor eforturi, planeta a rămas mai săracă în urma acestei furtuni cu peste 1000 de hectare de vegetație înghițite de flăcări. Sunt momente când vremea își schimbă starea și ajunge să nu mai cadă la pace cu omul. Acesta a fost cazul avalanșelor care s-au înregistrat săptămâna aceasta în Europa. 19 oameni și-au găsit sfârșitul sub nămeții porniți la vale în Franța, în Scoția și Turcia. 5 schiori, dintre care 2 care nici nu depășiseră vârsta adolescenței, au murit în Alpii francezi, 11 alpiniști au murit în Turcia și 3 turiști în Scoția. Din cei 18 turiști prinși sub masa de zăpadă declanșată în apropierea unei stațiuni montane din nord-estul Turciei, doar 7 au mai putut fi salvați. Turiștii aflați în Scoția au fost surprinși sub un versant când s-a declanșat avalanșa. Unul dintre ei a reușit să iasă la suprafață și a chemat ajutoare. Din păcate, din cauza furtunii de zăpadă, elicopterele nu au putut fi trimise la fața locului și numai 6 dintre cei prinși sub nămeți au mai fost găsiți de salvamontiști în viață. Se știe că Australia are în această perioadă din an temperaturi din cele mai mari de pe glob și totuși un val de căldură fără precedent în tot acest secol s-a abătut peste sud-estul continentului. Învelit sub o pătură de aer fierbinte, Melbourne a înregistrat zile în șir temperaturi de 40 până spre 45 de grade Celsius, în condițiile în care, în mod normal, în acest oraș, maximele nu ar trebui să fie mai mari de 26-27 de grade. Abia sfârșitul acestei săptămâni a adus o cumințire a gradelor, dar exagerat
exagerările din termometre au dus la dezastre în statul Victoria, unde incendii de proporții au cuprins păduri întregi. În această lumină, modificările drastice suferite de programul meciurilor de tenis de la Australian Open, care se desfășoară în această perioadă, aici par cu totul neînsemnate. O săptămână cu un debut mai mult decât călduros, 8 până la 10 grade peste normalul termic, dacă ne gândim că s-au înregistrat maxime de 12-13 grade. De altfel, la multe stații meteo au fost doborâte de departe recordurile zilnice, atât la maxime cât și la minime în prima parte a acestei săptămâni. Dar, în ciuda aspectului termic mai mult decât plăcut, ploile au venit în forță și au ocupat întregul sud-vest al țării, aducând cod galben hidrologic, și când să ne obișnuim cu starea vremii, un nou capriciu s-a arătat la orizont la jumătatea săptămânii, care a venit cu o răcire simțitoare, cu vânt și ninsori care au mutat codul galben în zona meteorologică în locul celei hidrologice. Semn rău, căci finele acestei săptămâni a ridicat steagul roșu din cauza riscului crescut de avalanșe. După câteva zile de ploi, sensul de circulație al aerului s-a modificat vinerea, aducând ninsorile după care am oftat în ultimele zile în stațiunile montane. Așa că stratul de zăpadă afânată deja a ajuns la grosimea de 20-30 de centimetri, depus peste cel existent, gata compactat, a făcut ca estimările să sugereze risc de avalanșe de grad 4 din 5 în masivul Făgăraș. Nici masivele Bucești și Postovarul nu stau prea bine din acest punct de vedere, căci aici codul de avalanșe atinge gradul 3, echivalentul unui cod portocaliu. Revenim în studio și o rugăm pe Elena Cordoneanu să ne explice ce s-a întâmplat cu vremea în săptămâna care a trecut. Și căldura și ploile pe care le-am înregistrat la începutul săptămânii au fost aduse de către un ciclon care a venit din Mediterana, o depresiune atmosferică ce s-a format în bazinul Mediteranei. În culoare albă, iată, sistemul lui Noros, de luni când s-a format în bazinul vestic al Mării Mediterane până joi, când a ajuns la meridianul țării noastre, în drum către Marea Neagră, zonă de altfel favorită acestor cicloni. A plouat în toată țara, cantitățile de apă însă nu au fost însemnate decât în partea de sud-vest a țării, unde s-au înregistrat între 25 și 50 de litri în 24 de ore, cantități de altfel nu foarte mari, dar împreună cu apa preluată din zăpada existentă, încă pe vârfurile înalte ale munților, nivelurile apelor din zonă au crescut și chiar au depășit cotele de inundație pe zone restrânse. A plouat și la munte. La momentul la care ciclonul a trecut de meridianul nostru, așa cum spuneam, către Marea Neagră, în spatele lui, am primit o masă de aer mai rece. O să vedem imediat în suita de imagini următoare. Este vorba despre o pătrundere de aer rece din rezervorul de aer rece de deasupra nordului Rusiei europene, care vineri, iată, a ajuns în țara noastră și ne-a cuprins treptat, urmând ca după aceea circulația generală să-l ducă către Europa Centrală și chiar de vest. Astăzi și mâine se anunță ninsori în partea de nord-vest a țării, a Europei, acolo unde de obicei veneau mase de aer calde deasupra oceanului. Iată, acum a ajuns această masă de aer rece. În ceea ce ne privește pe noi, asta a însemnat o răcire a vremii, o răcire cu circa 10 grade față de începutul săptămânii, dar așa cum am spus, toată această săptămână, de-abia așa, regimul termic a intrat în limite normale pentru această perioadă a anului. În continuare, o să vedem că săptămâna viitoare vom avea parte de o nouă schimbare de regim de vreme, de data asta către primăvară, dar despre asta vom vorbi un pic mai târziu. Elena, îți mulțumim. O să revenim la sfârșitul emisiunii cu explicațiile despre ce se va întâmpla cu vremea din România. În contextul crizei, economiștii trag semnalul de alarmă. Costurile în urma dezastrelor naturale sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.
Un subiect fascinant, atât pentru omul primitiv, cât și pentru cel modern. Vremea a fost dintotdeauna motiv de curiozitate, atunci când a fost blândă cu omul, și motiv de îngrijorare atunci când și-a arătat fața întunecată. Din păcate, nici anul 2008 nu a scăpat fără fenomenele extreme pe care nici omul modern nu a reușit încă suficient de bine să le prevadă și să le administreze. Autoritățile Națiunilor Unite au tras linie. Economia mondială pe anul 2008 a suferit o gaură în buget de 181 de miliarde de dolari americani, de care se fac vinovate inundații, furtunile, erupțiile vulcanice, incendiile și cutremurele. O sumă aproape dublă față de pierderile din 2007. Cele mai importante pierderi au fost însă cele 235.816 vieți omenești care au fost victimele vremii. Dar probabil că cea mai afectată anul acesta a fost provincia Sichuan din China, în urma cutremurului care a zguduit din temelii în luna mai anului trecut nu numai această provincie, dar și economia chineză. Dar uneori, oricât de ciudat ar putea părea, un fenomen extrem care lasă în urmă un peisaj apocaliptic și 80.000 de morți, cum a fost acest cutremur, poate aduce o creștere economică, spun specialiștii, datorată efortului uriaș de reconstruire și miliarde de dolari pompați în economia chineză, ce a dus la o creștere economică de 0,3%. Când vorbim despre vreme, de multe ori ajungem la fenomenele extreme care se întâmplă zi de zi în toate colțurile lumii. Revenim la tine, Eli. Venim la tine, că n-am revenit până acum. Cât de costisitoare sunt aceste dezastre ale naturii pentru economie? Haideți să vedem dezastre ale naturii, ori le-aș traduce în contextul actual în dezastre economice sau calamități economice. Nu vorbim de calamități naturale, ci mai mult de calamități economice. Un dezastru economico-financiar început în urma cu 17 luni, cel al crizei subprime în Statele Unite, dezastru potrivit ultimelor analize și declarații făcute de către specialiștii economico-financiari, care au depășit 2.000 de miliarde de dolari active toxice din Statele Unite, care acum s-au răspândit la nivel global. Deci, practic, vorbim de o calamitate economică și nu de o calamitate naturală, așa cum se vorbește sau se obișnuiește să se vorbească la săptămâna de vreme. O calamitate economică costisitoare atât pentru România, de ce nu, trebuie să spunem, pentru că noi nu suntem izolați într-un glob de sticlă, cât pentru toate țările. Vedem Statele Unite recesiune, vedem Marea Britanie se confruntă cu recesiune și celelalte state din Uniunea Europeană, de ce nu trebuie să spunem, sunt îngrijorate, au planul de salvare ale economiei, planuri, măsuri anticriză, așa cum de altfel așteptam și din partea Guvernului României. Cum se face evaluarea pagubelor în urma unor dezastre meteo care se întâmplă? Haideți să spunem la ce te gândești când spui dezastre meteo, nu știu, care ar putea afecta economia. Exemplu... Mă gândesc la starea vremii de acum, nu știu, o iarnă mai blândă, care poate nu a avut așa un dezastru economic asupra construcțiilor. Sau ar fi trebuit să aibă, dacă ar fi fost temperaturi foarte, foarte scăzute și nu le permitau constructorilor să iasă pe șantiere. Acum, în continuare, calamitatea naturală se transpune în cea economică, pentru că nu sunt bani, investitorii nu au bani pentru a derula construcții în perioada asta, când ar fi putut. Vedem, vreme destul de bună, temperaturi mai ridicate, nu i-ar fi împiedicat să iasă pe șantiere, dar dat fiind, pentru că banul este mai scump în acest moment, sursele de finanțare sunt mult mai limitate, resursele financiare lipsesc în acest moment, băncile sunt reticente în a acorda credite bancare pentru a-ți demara noi proiecte, pentru a face noi investiții chiar și în construcții. E, iată, asta putem spune că ar fi un efect al, să spunem, al temperaturilor, din păcate, iată. Un exemplu de o tornadă, da, care se întâmplă brusc într-un mod violent, care distruge case, o zonă mare, o zonă locuită. Cum bine știm, așteptăm contabilizările astea să fie realizate de autorități, însă autorităților le este greu și atunci economiștilor cu atât mai greu le este în a vedea care sunt efectiv costurile unei pagube produse de o calamitate naturală. Așteptăm aceste costuri să vină din partea autorităților pentru ca specialiștii, economiștii să le interpreteze, să vadă cam cât de reale sau nu sunt acestea, sau poate ar fi mai supraevaluate și trebuiau să fie mai subevaluate. Nu cred că se pot interpreta exact de către economiști pagubele unei catastrofe naturale. Elena, vis-a-vis de catastrofe naturale, cât de repede se poate, cât din timp se poate prognoza o astfel de catastrofă? Cât contează ea pentru... Depinde de tipul ei, pentru că, apropo de catastrofele cauzate de vreme, să știți că se pot înregistra pe diferite scări, vreau să spun, extinderi geografice. Putem să avem o inundație locală care să facă prăpăd, cum a fost, de exemplu, anul trecut, astă vară, la noi, în zona Tecuci.
dar pot fi și fenomene meteo de scară mare, fenomene severe de scară mare, care să determine dezastre cu extindere geografică deosebită. Ei, cum se pot anticipa, ai spus? Există această știință numită meteorologie, care are motivație, scop, protecția bunurilor materiale și a vieții. Pentru asta, cercetătorii emit prognoze de vreme. Prognoze pentru diferite scări temporale. Pentru mâine, pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un sezon și chiar și pentru un an de zile se pot face estimări. Dar fenomenele astea care determină dezastre sunt fenomene care nu pot fi anticipate cu un interval mare înainte, adică un interval de anticipație mare. Din cauza asta, apropo de tornadă, cum ai spus, de exemplu, fenomenul ăsta de o scară destul de mică, spațială, se anticipează cu câteva minute, 10 sau sub 10 minute, după ce meteorologii au văzut semnele producerii lui pe imaginile radar. Un alt fenomen de scară mai mare, cum este viscolul la noi, sau ploi abundente pe zone mari, determinate de un ciclon, de exemplu, se pot estima cu o zi, două înainte, cum a fost, de exemplu, ciclonul Klaus, de curând, care pe partea de vest a Europei, pe arii deosebit de extinse din nordul Spaniei până în arhipelagul Britanic, vânt intens, precipitații și așa mai departe, asta se pot estima, se pot anticipa cu o zi, chiar două înainte. Deci depinde de scara fenomenului meteo. Elena, îți mulțumesc. Dacă anul trecut subiectul principal al forumului economic de la Davos a fost ecologia, anul acesta pe agenda de lucru s-a aflat problema cea mai arzătoare de pe glob la ora actuală, criza economică. 2500 dintre cei mai importanți oameni de pe glob, din care 40 șefi de stat, s-au întâlnit săptămâna aceasta la al 39-lea forum economic la Davos, în peisajul seren al Alpilor elvețieni. Previziunile economice pentru 2009 sunt sinistre pentru majoritatea economiilor. Iată concluzia pe scurt într-o singură frază emblematică, extrasă din raportul forumului de la Davos privind riscurile mondiale. Analiza a arătat un tablou elocvent. Piețe volatile, absența lichidităților, creșterea șomajului, toate acestea pe fondul celor mai scăzute niveluri înregistrate vreodată de indicii privind încrederea consumatorilor și a întreprinderilor. Aflat pentru prima dată în mica stațiune elvețiană, premierul rus Vladimir Putin, cel care a rostit primul discurs, a tras un semnal de alarmă. Există un anumit concept, știut drept furtuna perfectă, care descrie situația când forțele naturii converg într-un punct din ocean, sporindu-și astfel însuțit potențialul distructiv. Ei bine, pare că această criză cu care ne confruntăm acum seamănă cu ceea ce numim furtuna perfectă. Eli, e important pentru noi acest forum economic de la Davos? Hai să spunem că am putea face o similitudine cu prognozele meteorologice pe care le primim vis-a-vis de starea vremică. Ar putea sau mulți dintre economiști, dintre oamenii de afaceri, se uită la Davos pentru a anticipa ce se va întâmpla în perioada următoare. Dacă dăm timpul cu un an în urmă, la Davos anul trecut s-a vorbit foarte mult despre prețul ridicat al petrolului, despre ecologie. Criza financiară era în desfășurare. Subprime-ul a început, spuneam, în urmă cu 17 luni, însă nimeni poate că nu a anticipat cât de grav care vor fi efectele acestei crize financiare. A fost acolo, bineînțeles, un investitor binecunoscut, George Soros, care a tras câteva semnale de alarmă vis-a-vis de recesiunea din Statele Unite și Marea Britanie. Bine, iată, ele în acest moment sunt în recesiune. S-au adeverit câteva dintre declarațiile făcute în cadrul acelui forum. Însă, anul acesta, așteptările erau ceva mai mari, pentru că toată lumea a mers acolo pentru că tema principală de la Davos a fost redefinirea lumii post-criză. Adică ce se va întâmpla de acum înainte, ce să facem, ce să facă guvernele, că trebuie un efort concertat. Nu poți tu singur, guvernul României, să te lupți cu o criză mondială. Trebuie să ai o implicație totală din partea tuturor guvernelor și o colaborare foarte, foarte accentuată. Ei bine,
s-a întâmplat anul acesta că au lipsit americanii, ca să le spunem așa. Barack Obama, iată, nu a fost prezent la forumul Davos, toată lumea l-aștepta. E bine, să spunem, cred că erau consemnați în Statele Unite pentru fapte și nu vorbe, pentru că am văzut ce se întâmplă în Statele Unite, care sunt efectele acestei crize. Vedem un sector auto practic demolat în acest moment, așteaptă sprijin din partea statului. De asemenea, Barack Obama vine cu un plan de redresare a economiei, vreo 800 de miliarde de dolari în discuție pentru a fi aprobat. Toată lumea aștepta declarații făcute din partea acestui nou președinte american. Din păcate, a fost prezent doar o simplă consilieră a președinției. Pe de altă parte, se așteptau ca banchierii din Statele Unite, sau mai bine zis Wall Street-ul, să fie prezent la Davos. Nici acesta nu a fost prezent. Numărul banchierilor anul acesta a fost scăzut. Cu toate acestea, la discuțiile pe tema crizei financiare, țin să vă spun că biletele s-au vândut în 10 minute. Audiența a fost foarte ridicată, deși vorbitorii poate nu au fost pe măsura așteptărilor lor. Spuneam că sunt, și am văzut și în materialul pe care voi l-ați difuzat, 2500 de participanți, o audiență record, peste 40 de șefi de stat și de guverne, de asemenea reprezentanța 1400 de companii. Nu am mai fost pe fondul acestei crize, nu am mai asistat la acele dineuri fastoase din partea marilor bănci de investiții, multe din ele dispărând la propriu de pe fața economică, de pe piața economică a lumii. Au lipsit, iată, și reprezentanții lor, nu știu, de teamă să nu le fie puse întrebări mai indiscrete, nu-mi dau seama. Lipsa lor în acest moment e foarte interesantă. Da, am citit undeva că sticlele devin de 1500 de dolari sau vândut. Iată, au fost la mare cerere la acest forum. Cu toate acestea, nu știu, a fost o întâlnire în care, să spunem, o întâlnire pe care a anticipat-o în deschiderea discursului pe care l-a susținut Vladimir Putin, premierul Rusiei, această furtună perfectă pe care a anticipat-o. În continuare, forumul Davos s-a încheiat astăzi într-o atmosferă de totală dezorientare pe fondul acestei crize financiare. Nu știm ce se va face. Am văzut multe discursuri. Am văzut cum Vladimir Putin, ușor ironic, spunea că de la masa de la care vorbesc în acest moment, anul trecut, reprezentanții Statelor Unite mizau și accentuau stabilitatea fundamentală a Statelor Unite și capacitatea ei de a crește. Ei bine, iată, în acest moment Statele Unite nu mai crește. Americanii nu au mai fost acolo. A fost, de asemenea, premierul chinez, Wen Jiabao, care a avut un discurs destul de interesant. A acuzat acest consum foarte, foarte ridicat. Citesc câteva din declarațiile pe care le-a făcut el. Un model de dezvoltare nesustenabil a acuzat domnia sa. Spunea că, în continuare, consumul este puternic, o goană oarbă după profit, cei drept, toate companiile private, ce vor să obțină decât profit, practic, în perioadele astea, și mai mult decât atât un eșec al supravegherii sistemului financiar. De altă parte, el mizează în continuare. China, una dintre cele mai mari puteri economice ale lumii, va înregistra o creștere economică de 8%, însă nu a specificat foarte clar unde vor merge investițiile, pentru că avem nevoie și de investiții în China. Am în față un raport făcut de către o publicație din China, unde spune că poluarea a dus și face ca la fiecare 30 de secunde un copil să se nască cu malformații pe fondul acestor polori. Sunt zone închise în China foarte, foarte poluate, zone într-o zonă de carboniferă, și acolo vor trebui făcute investiții masive în mediu. Deci, bani, nevoie de investiții într-un context deloc favorabil investițiilor. Elis, mulțumesc. Elena, există opinii conform cărora lipsa zăpezii din această iarnă va afecta producția agricolă. Este real acest risc? Ce alte ramuri economice mai sunt afectate de vreme? Este adevărat că un strat de zăpadă, în special în partea de sud a țării, care este grânarul țării, a lipsit în această iarnă. Și de asemenea este adevărat că în perioada dintre Crăciun și prima parte a lunii ianuarie am înregistrat valori termice deosebit de coborâte, am înregistrat nopții geroase la rând, adică cu valori termice sub minus 10 grade, în mare parte din teritoriul țării. Asta a însemnat pagube la nivelul culturilor de toamnă, mai ales dacă nu au fost semănate în timpul optim, adică dacă au fost semănate după 20 octombrie, ele nu au fost pregătite să înfrunte astfel de situații.
De asemenea, deficitul de apă din sol a fost coborât și numai ploile din săptămâna aceasta a făcut ca într-o bună parte din sudul țării rezerva de apă în stratul dintre 0 și 100 de centimetri disponibilă culturilor de toamnă, cum este grâul și rapița, să fie refăcut. Dar mai sunt încă areale care au încă deficit de apă. Din cauza asta, ploile pe care le mai așteptăm în săptămâna și în săptămâna care urmează sunt la fel sau sunt absolut binevenite. Elena, vom avea zăpadă săptămâna viitoare? Nu. Așteptăm din nou o schimbare de regim de vreme, de data asta către primăvară, dacă pot să spun așa. Din partea de sud a continentului, de fapt din nordul Africii, mase de aer cald, reprezentate aici în culoare galben spre roșu, dau buzna peste centrul continentului și chiar și apoi către sud-estul continentului, deși la noi vremea se va încălzi, se va încălzi treptat, în așa fel încât pe la mijlocul săptămânii, partea a doua săptămânii, valorile maximelor vor fi peste 10 grade într-o mare parte a țării, până la 15-16 grade este posibil către sfârșitul săptămânii în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Vor fi și ploi, este adevărat, dar nu așteptăm ploi însemnate cantitativ decât tot așa în partea de sud-vest a țării și în subcarpații sudici, pentru că ele sunt aduse tot de o depresiune mediteraneană care ne atinge sud-vestul țării. Și în condițiile în care încă este zăpadă pe vârfurile înalte ale munților, va trebui să urmărim cu atenție buletinele Institutului Național de Hidrologie, pentru că s-ar putea să mai înregistrăm în această săptămână creșterea ale nivelurilor râurilor în această zonă. Prin urmare, săptămâna care vine, vremea este mai degrabă de primăvară decât de început de februarie. Elena, îți mulțumim foarte mult, mulțumim și invitatei noastre în această seară, Eli Roman. Mulțumesc și dumneavoastră, aceasta a fost săptămâna de vreme. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră, 18.45. Până atunci, nu uitați, urmăriți vremea. Bucură-te de iarna asta așa cum vrei. Neoangin are grijă de gâtul tău. Descoperă premierele noului an. Germanos prezintă cel mai nou telefon din seria Nokia Supernova. Cu noul telefon chic Nokia 7100 Supernova, fotografiezi momente speciale și le trimiți prin Bluetooth celor dragi. Ia-ți-l acum începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. În plus, ai comunicare nelimitată în rețea și până la 2000 de minute naționale și internaționale. Pentru premierele noului an, fă o plimbare la Germanos. O cremă poate crea tinerețea pielii? Descoperiți Dermagenez de la L'Oreal. Ajută la crearea de noi celule pentru o piele vizibil mai tânără. Numai Dermagenez conține proxilan și acid hialuronic. Pielea arată mai plină, întinsă, iluminată. Nou Dermagenez de la L'Oreal Paris. Pentru o piele vizibil mai tânără. Doamnelor, pregătiți-vă carnetele de bal. Domnilor, mai aveți încă timp să luați lecții de vals. Pe 28 februarie vă invităm la dans, la a patra ediție a Balului Vienez, organizat de J.W. Marriott, la Palatul Parlamentului. Balul este dat în scopuri caritabile, iar fondurile obținute vor fi donate fundației United Way România. Ales Walzer! L is for the way you look at me. Îi adun la masă pe toți pofticioșii tăi dragi cu noul pachet de telemea Hochland de 350 de grame. Ai mai multă telemea delicioasă pe care să o împarți cu toată familia. Hochland, bucuria gustului. Puiul tău crește atât de repede. Este mai curios, descoperă lucruri noi în fiecare zi și are nevoie de mai multă protecție. Oferă-i Nestlé lapte junior cu bifidus, care asigură protecție imunitară. Nestlé Lapte Junior. Protecție pentru juniorul tău.
Bună dimineața! Neața! O, fetele astea! Bună dimineața, dragul meu! Mersi! Cu plăcere!